Am revenit în platou pentru partea a doua a emisiunii Bucovina Retrospectivă. Alături de mine se află domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Alt titlu din presa națională, Ministerul Apărării a găsit banii pentru salariile militarilor din cauza cărora a demisionat Tuțuianu. Banii aceștia s-au găsit chiar până pe data de 15 septembrie. Banii au fost plătiți integral. Da, da. Am văzut că fostul ministru al apărării a precizat că a fost o eroare de comunicare, în sensul că în care banii erau, însă nu putea să ia din execuția bugetară de pe trimestru 4, să-i treacă în cea de pe trimestru 3, pentru că legea responsabilității fiscale interzice acest lucru. Acesta fiind lucru pe care nu l-a explicat foarte bine. Da. Deci vezi iar... Nuanțe. Nuanțe și... eu am spus și... Te determină să te nu e neapărat că... Să cauți altceva în spatele acestei mișcări. Nu? Da, evident, dar bun, hai să luăm de bună afirmația asta a ex-ministrului apărării. Am mai zis, bă, sunt oameni care sunt competenți, poate sunt foarte buni manageri, dar foarte buni organizatori, nu e neapărat să fie buni oratori. Da. Da? Dacă domnul Tuțuianu, că dumnealui a spus că nu sunt bani, da? N-a știut să explice cu execuția bugetară și așa, n-a fost clar, nu stăpânea termene. Ia bă, purtător de cuvânt. Da? Da. Și lasă-l pe ăla să explice. Da? Sau nu ieși public să spui o chestie pe care nu o stăpânești. Și pe care, adică, dacă nu ești convins că știi să o explici clar, ca să nu există niciun fel de interpretare, nu o spune. Da? Asta e... Iar, mai discutat despre lucrul ăsta de-a lungul vremurilor, că la noi polițienii au dorință, și nu numai polițienii, dorința și plăcerea asta de a ieși în față, de a apărea pe sticlă, de a-și da importanță. Da? Trebuie să obișnuiască că nu trebuie să o faci tot timpul. Ești public când ai ceva de spus important, când stăpânești ceea ce vrei să spui și poți transmite un mesaj clar. Dacă nu, lasă pe alții sau abține-te. Logic, da. Un ofițer SRI detonează bomba. Ce nume grele din presă au intrat în biroul lui Coldea? Zic eu să luăm la pachet și următorul titlu. SRI contrazice afirmațiile fostului ofițer Daniel Dragomir. Nu am scris sau elaborat niciun rechizitoriu. Cam de aici a plecat toată tevatura asta la nivelul SRI-ului, la nivelul serviciilor. Da, n-am urmărit emisiunea că mă uitam aseară pe alte posturi ca să văd evenimentele din țară. Da. Așa. Am înțeles că un fost ofițer SRI, Daniel Dragomir, a spus duminică seara că Dan Turturică, Dan Tapălag, Dan Turturică a fost rator șef la Eventul Zilei, apoi la România Liberă, da. Consul România Liberă, Dan Tapălag la Hot News, da. Și Sorina Matei fiind la... Realitatea sau BU. România? De fapt, în două televiziuni, Realitatea și România au fost foarte... Au purtat discuții. Cum? Pe blog. Au purtat discuții cu Coldea. Spune așa domnul Dragomir. În perioada 2012 a fost un an de fierbere. Eu am văzut intrând și ieșind mai mulți oameni din media. Despre natura discuțiilor nu știu, dar am văzut. Încep prin a vă spune trei. Dan Turturică, Dan Tapălagă și Sorina Matei. La ea aș face o mică mențiune. La ea s-a discutat, dădea dovadă de independență, nesupunere față de multe de comandamentele pe care le avea. De aceea spune probabil lucrurilor pe nume. Spune domnul Dragomir, care a mai menționat că acești oameni mergeau în biroul lui Coldea pentru ce? Pentru siguranța națională? Nu cred. Ei primeau rechizitorii pe e-mail, documente pe e-mail. Bun, SRI-ul vine și spune că nu face rechizitorii. Da, evident ce putea să spună, da, așa e. Da? Nu face rechizitorii, nu are atribuții prin monitorizării dosarelor penale. Și seria am văzut că dat un comunicat amplu în care spune care e treaba SRI-ului și că a existat cooperare și mai departe. Acum, nu știu dacă domnul Dragomir spune sau nu adevăr, nu știu ce interes are să mintă, dar e clar că ceva a fost, da? Poate a fost Turturică, Tăpălagă și Sorina Matei, poate au fost în biroul Coldea, poate nu au fost. Poate au fost alții. Da. Dar cert e că... Bun, s-a exprimat în acest fel domnul Dragomir.
pentru început vă dau trei nume. Da, deci probabil mai sunt și alte. Da. Dar cert e că, din păcate, politica sau o parte a politicii editoriale la posturi televiziune, radiouri sau ziare centrale e făcută de altcineva decât de patronii, da, patronii ziarilor. Adică e făcută de altcineva pentru a satisface anumite interese. Da? Și de aici apar disputele și conflictele astea, dar de aici apar, vorbeam zilele trecute cu cineva referitor la multinaționale. Astea, da? Da. Și sentimentele care există în societatea românească vis-a-vis de multinaționale. Da. Există susținători fanatici ai multinaționalelor. Dacă cumva spui ceva împotriva multinaționalelor, ești acuzat că ești comunist, că vineri l-am auzit la, pe Cristian Drupescu, care știi că da, nu respectam, cu admirație chiar pentru el, pentru modul în care scrie, dar având o tiradă de asta la emisiunea la Europa FM care o are, nu mai țin minte pe ce să vorbea, dar la final emisiunea a avut el o ieșire așa ironică, că mă mir că nu a vorbit nimeni despre băncile care suc sângele poporului, despre multinaționale care ne-au pustit pământul și nu știu ce. Adică nu poți avea o părere critică la adresa unor astfel de instituții, a băncilor, da, sau a multinaționalelor, pentru că imediat ești taxat, nu știu, ori ca și comunist, PSD-ist, vrei să împiedici dezvoltarea țării, nu ești pro-european, sau s-a ajuns la extreme de genul ăsta, da? Când sunt niște lucruri mult mai simple și în cazul multinațional, am spus de atâtea ori, eu ce sunt nemulțumit aici, domnule, că nu supuse același tip de control ca și firmele românești, da? O firmă românească, când este controlată, este controlată la sânge, da? Da? Bun, corect. Da. Nimeni nu comentează că nu ar trebui să fie așa. Dar nu o să vezi la firme românești că își trimite în străinătate pentru o săptămână sau, mă rog, nu știu, da, cursuri și trainerii spătiți cu 20-30 de mii de euro, da, ca să-și da, cade baza de impozitare. Da? Băncile au fost criticate de actualul ministru. Bun, că a avut el o exprimare, mă rog, cam criticată, că sunt mai... că Terent era mic copil pe lângă ele. Bun, așa exemplu la care nu prea cred nici eu că avea 500 de dolari și după 2 ani mi se pare exagerată. Știi ce a zis? Că avea 500 de dolari în cont și după 2 ani numai când avea nu bani. Nu știu dacă după 2 ani a dispărut și a mai cerut după aceea. Bun, probabil că tot s-au tras niște bani. Da, mi se pare... Pentru menteranță. Nu, e adevărat. Dacă ai 10... Dacă ai 1000 de lei în cont, da, da? La sfârșitul anului, rămâi cu mai puțin bani decât cu 1000 de lei. Că să pune dobândă, așa. Dar ce spuneam? Că de la ce puneți? La politica asta. Deci politica asta a multor sau a unora dintre mijloacele mass media din țara noastră e făcută de altcineva. Da? Acum, dacă spunem că e făcută de puteri străine, bă, ăștia nu știu cum sau... Da? Dar să urmăresc anumite interese. Da? De asta ies unii oameni în stradă. Am spus la timpul respectiv, fiecare are dreptul să la opinie, fiecare are dreptul să susțină ceva sau să iasă în stradă împotriva ceva sau altceva. Da? Dar nu mi se pare normal să ieși în stradă, vorbeam la începutul anului de piață, cum a fost la Piața Victoriei, cu Potezbe, da? Să ieși în stradă și când ești întrebat pentru ce concret lupt pentru democrație sau ies să susțin DNA-ul. Da? Băi, ai ieșit în stradă pentru motiv anume, împotriva unei ordonanțe a 13. Da? Da. Ce te nemulțumești la tine? Hai! Concret! Să vedem, poate putem corecta. Evident că o politică de genul ăsta, da, de dezinformare, și canalizarea a ideilor telespectatorilor pe o anumită, pe un anumit canal, îi face ușor de manipulat. Da? Da. Pac, ieșim în stradă acum, protestăm împotriva alea sau alea. Și scopul care? Da?
că cei care manevrează și dictează sau influențează politica așa, ajung să conducă țara, da? Nu conduc direct, da? Dă guvernul o ordonanță, vrea să inițieze guvernul o lege, hai, mobilizăm oamenii ăia în stradă, că nouă grupului care conduce, nu vreau să fiu acuzat de teoria conspirației, știi că nu plac chestiile astea, dar asta da, e, da, din păcate, da? Te grupul conduce spre gândul. Da, conduc niște grupuri din umbră, da? Care și tu poți să se întâmple ca președinte, ca premier, nu poți face nimic, da? Ei pot mobiliza mase de oameni, da? Ei pot să te discrediteze, da, în presă. Bineînțeles, este numai simplu. Un alt subiect care săptămâna trecută și cu siguranță și săptămâna aceasta va produce ceva rumoare, inclusiv în PSD am înțeles că sunt nemulțumiri. Vom avea plăcuțe bilingve în maghiară și români în București, se întreabă jurnaliștii din București. PSD dă undă verde unui proiect UDMR. Este vorba despre scăderea, da, pragului de la 20%. Da, stai că îl dezvolt eu, că da, nu îl citisem și l-am citit, da, prin delete. Da. Și evident că m-a iritat în contextul acesta, discutam emisiunea, da, precedentă, acum două săptămâni, că spunea trecută n-am făcut, nu? Referitor la povestea aia de unde era, la Mercurea Ciuc, nu? Da. Da, cu cetățeanul din București care a cerut... vânzătoarea de la grilul din la Kaufland din Mercurea Ciuc nu vorbea românește. Da? Da. Că a venit după aceea cei de la Kaufland, au venit cu explicații că l-a cerut, că a fost, că la oră. N-a nicio importanță. Aia nu vorbea românește, taic-s-o acolo că ce trebuie să vorbească chiar românește, ce trebuie să știe așa. Și repet, mi se pare inadmisibil să locuiești într-o țară și să nu știi limba țării respective. Da? Să fii cetățean al unei țări și să nu cunoști limba țării respective. Da. Da? Îi vina UDMR-ului, de fapt nu-i vina UDMR-ului, UDMR-ul și-a văzut întotdeauna interesele, îi vina celor care au fost mereu la putere. Și, uite aici, PSD-ul, PDSR-ul, cam ei au avut tot timpul susținerea UDMR. Sau, mă rog, i-au luat în căruță pe cei de la UDMR și le-au satisfăcut toate doleanțele. Da? Și astfel s-a ajuns ca să fie legal. Eu, cetățean maghiar, n-am nimic cu maghiare, dar vorbesc de o etnie, oricare ar fi ea, da? Să mă duc în Târgu Mureș și merg la Ciuc, nu știu unde ar fi la administrație să vorbesc. Numai limba maghiară, să cer acte la instanță la fel. Numai limba maghiară, da? Și să îmi permită legea... Să vorbesc, dar numai limba maghiară. Da, și să-mi permită legea să nu știu limba română și nici să nu-mi place încă mie limba română, da? E, proiectul ăsta spune așa... Deci a avizat de Comisia de Muncă din Camera Deputaților, în care PSD ține majoritatea. Da? Spune așa, în unitățile administrative teritoriale în care cetățenii aparținând minorităților naționale au o pondere de peste 10%, da, din numărul total al locuitorilor care și-au declarat apartența etnică, și acum e și mai interesant, sau în care există un număr semnificativ de cetățeni aparținând minorităților naționale, autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice așa, au obligația să asigure în raporturile cu aceștia folosirea limbii materne. Bun, acum, 10% n-ar fi mare problemă. Da? Pentru că dacă sunt 10%, bun, asta în contextul legilor deja existente și care se aplică. Da. Da? A punit un bec, da? Mici incidente. Bun. Da. Pentru a se lămuri ce înseamnă un număr semnificativ de cetățeni aparținând minorităților naționale, apare și un alt paragraf, deci în lege. Da. Deci, repede, dacă era 10%, însemna că la o localitate cu populația de 1 milion, nu, București deja e 2 milioane, da? Da. Deci la o localitate cum e București cu populația de 2 milioane, în jur 2 milioane, ar însemna 10%, 200.000, da? Numai că paragraful ăsta spune așa. Deci ce înseamnă un număr semnificativ de cetățeni, cum trebuie să fie, da? Da? Spune așa, 10.000 de cetățeni aparțin minorității naționale în unitățile administrative teritoriale în care numărul locuitorilor este mai mare de 100.000. Da? Deci dacă în București există 10.000 de cetățeni unguri, da, da? Plăcuții bilingvi, dreptul la folosirea limbii materne în relația cu instituțiile. Da? Da. Apoi 2.000 la localitățile cu populații între 50.000 și 100.000, iar unde e la 10%, ce mai pus 10%? Deci 2.000 la localități între 50.000 și 100.000. Deci în Suceava, dacă sunt 2.000 de cetățeni, da, unguri, nu sunt, da? Ar trebui numai plăcuții bilingvi, da?
1000 la localitățile între 25.000 și 50.000, 500 la cele cu populație între 10.000 și 2.500 și 300 la cele la localitățile cu sub 10.000 de locuitori. Da? E jenant. E jenant și asta în contextul, uite acum ce lapsus am o spărea pe ăsta. Da? În momentul în care, trec la următoarea știre, în Ucraina, da? Asta. A fost emis o lege a educației, adoptată de Parlamentul de la Kiev, care prevede că în școlile din această țară studiile se vor desfășura doar în limba de stat. Astfel cum va fi desființat treptat sistemul de predare în limba minorităților naționale. Da? Bun, niște de externe din România, Bulgaria, Grecia și Ungaria au trimis omologului lor ucrainean o scrisoare în care își exprimă îngrijorarea față de prevederile legii învățământului recent adoptate de către Rada Supremă a Ucrainei. Da. Dar cer că această țară să ia măsurile necesare protejării minorităților. Da, vor standarde, cum am spus, relevante în domeniu. Adică să respecte statul ucrainean standardele. Bun. În condițiile în care România a depășit standardele relevante, ca să spun așa, da, în materie. La noi standardele relevante în materie de respectare a drepturilor minorităților, nu știu, cred că sunt exagerate. Exagerate. Eu nu zic că nu, adică exagerate. Da. Până și un loc în Parlament pentru o minoritate de care numără abia 2000 de... Cine? Italieni sau? Italienii mai sunt... No, da, mă rog, ideea, eu am zis că susțin chestiile astea, drepturile astea minorităților, inclusiv dreptul de a învăța în limba maternă, da, cu obligația de a ști limba țării respective astea, da? Pentru că multiculturalitatea etnică care este în România, da, dar nu în sensul ăla cum în alte țări, da, există oaze, ca să le denumesc metaforic, care îi dau culoare. Da. Nu enclave, enclave, da. Are un sens peorativ așa. Da. Dar există oaze. Dacă spun, vrei plastic, oaze, așa. Dar există oaze de poloni, ucraineni, da. Da. Huțuri, au obiceiuri, au tradiții. Hai să ne uităm în Bucovina. Da. Dacă avem vreo 7-8 minorități, da, puternice, da? Tot timpul zona asta a Bucovinei e o sărbătoare. Da? Chiar prin minoritățile care există și prin obiceiurile lor, prin tradițiile lor. Da? Un turist care vine în Bucovina, un străin, da? Poate să vadă numai frumusețile Bucovinei, frumusețile naturale sau cele cum se din mâna omului, dar și obiceiurile acestor etnii, da. Da? Care sunt deosebite. Și în Bucovina trăiesc conlocuitori de sute de ani, da? Dar fără niciun fel de problemă, da? Au dreptul să înveți în limba polonă, în limba ucraineană, unii învață, alții nu, da? Statul le asigură, exact, da, fondurile, da, necesare pentru a întreține o școală, da, un liceu. Corect. Avem și liceu. Există relații stabilite între, da, minoritatea poloneză și statul polon. Da. Fost deputat, președintele polonilor, Gervase Longhe, doar a adus vreo câteva milioane de euro, da, de la statul polon. Da. Deci să poate să existe o conviețuire între minorități, cum există și în Ardeal, da, între majoritatea ungurilor și români. Da? Răul fac cei din conducerea UDMR, dacă nu vor decât drepturi și în scop electoral, pentru a-și prelunge, neapărat, da, a-și prelunge puterea. Da? Deci la noi, pornisem acum paralela asta cu alte state. Ucraina a adoptat legea asta, deci România, Bulgaria, Grecia și Ungaria au sărit, și Ungaria au sărit în sus. Da. Da? Alte țări, Uniunea Europeană care discută Ucraina, na, într-o perspectivă să aderi la Uniunea Europeană. Comisia a venit cu această recomandare. Da, cum am spus eu, standarde, să respecte standardele relevante în domeniu. Bun, acum ce înseamnă standardele relevante? Pe, da. Știi, fiecare interpretează cum vrea. Diplomat, exact, da, exact. Noi considerăm că nu. Da, ei consideră că relevant e, da, na, că au dreptul la o școală care, da, să numească, nu știu, Miron Costin. Asta, da, e relevant. În rest, învață în ucraineană, știi? Păi, ori adopți o politică de asta, la nivel european, global, în toate țările, să învață în limba țării respective și gata. Da? Da. Nu, e exagerat. Repet, a sprijini minoritățile în orice țară, e un punct benefic pentru... Înseamnă la fel ca și cum ai sprijini sau ai lupta, ai milita pentru conservarea tradițiilor și obiceiurilor
românilor, da? Din satele, din satele românești, da? Toate minoritățile astea fac parte, până la urmă, din valoarea folclorică, din valoarea multiculturală a poporului a României, da? Exact. Și, repet, din punct de vedere turistic, să spunem, ajută, da? Absolut, că e o contribuție. Da, e o contribuție. Acum, dacă că știm să o valorificăm, că nu știm, e altă poveste, da? Da, face și opoziția în sfârșit ceva concret, se întreabă jurnalistii din București. PNL are de gând să iasă în stradă împotriva legilor justiției. PNL încă se agață de acest proiect, da, cam singure. Săptămâna trecută a fost cam liniște pe domeniul ăsta. Da. După întâlnirile succesive ale ministrului cu ambasadorul Statelor Unite, cu ambasadorul Marii Britanii și așa mai departe. A, dacă n-am discutat despre întâlnirile astea. Da. Uite, un alt exemplu de manipulare prin presă. Am văzut, fiind la birou, văzut după întâlnirea care a avut-o ministrul justiției cu ambasadorul Marii Britanii, am văzut pe ambasadorul Marii Britanii ieșind din sediul Ministerului Justiției și dând declarații presei în românește, că e un tip foarte simpatic, am învățat român, am mai văzut câteva emisiuni foarte simpatic. Și a spus, aprecia ce s-a făcut în ultimul an în justiție, da? A spus, după părerea lui, legile astea ar trebui discutate într-un cadru larg. A apreciat toate ADN-a, da? A mai adus aprecieri, da? Pozitive, că nu pot fi negative aprecierile, la adresa ministrului, la adresa activității din justiție din ultimul an, în general, da? Detaliind, da? Pe Realitatea TV ce arată seara la știre? Da? Ambasadorul așa a ieșit de la întâlnirea cu Ministrul Justiției și a spus, a lăudat activitatea DNA și a spus că legile astea trebuie făcute numai după dezbaterea publică și cu toți factorii. Da? Aseară, cine n-a văzut declarația amplă, da, întreagă, a reținut că ministrul Marii Britanii a spus doar, ambasadorul Marii Britanii a spus doar că DNA-ul e foarte bun și așa și că legile trebuie să... Deci a spus asta, da? Da. Dar a spus și alte lucruri pozitive despre activitatea în justiție, activitatea ministrului și așa mai departe, da? Deci vezi, folosești adevărul, dar distorsionezi realitatea, da? Păi... Adică transmiți telespectatorului că doar astea două elemente au contat. DNA e bun, da? Și restul legile trebuie făcut după o dezbatere cu cât mai mulți factori sau cu toți factorii implicați, dar restul aprecieri pozitive nu. Alea n-a făcut. Și atunci, evident, ce rămâne omul? Bă, ea să răi, uite, iar și ministrul Marii Britanii, ministrul ambasador, i-a tras practic de urechi, da? Asta era mesajul transmis respectiv post televiziune. Da. Luăm pauză și revenim după. Revenim după, rămânem în zona liberalilor. Acum publicitate.